Hai să vină toată lumea. Dă-i, hai, hai. Like, da. Dați like acolo. Poate ieși și noi din ciclul ăsta de 9 like-uri. Așa se strâng la episoade. Dacă la nici la asta nu mai strângem, am o părere urâtă despre YouTube. Asta e. Am rămas șocat acum să văd că bateria e 100%. Bă, ori mai erau câteva secunde până LED-ul ăla la powerbank se făcea verde, ori că s-a defectat, nu știu care-i treaba, dar eu le-am luat pe roșu și am zis, bă, astea sunt încărcate, vezi, doamne, vezi? Cât de cât am zis, bă, un 90 și ceva, dar uite cum arată pe cameră, tot ăla. O fi încărcare completă. Acolo lipsește câteva procente și camera nu zice 99,98%, zice 100%. Pentru că nu știe cum e tot. Hai cu bateria, dacă nu v-ați uitat la vlogul ăla, chiar nu a fost clickbait. Deci am pierdut bateria, dar l-am găsit-o. Adică am pierdut-o pentru câteva minute, ca să zic așa, vreo 10 așa, până mi-am dat seama. Uite, acolo ești bine, uite ca orientare așa. Dacă era un drum pe aici era super tare. Dar de fapt nu este nimic. Și doar pe aici primul drum e acolo și noi trebuie să o luăm în dreapta neapărat ca să ajungem la stânică. Pa, o luăm pe la stânică, urcăm pe acolo. Nici nu știu, ori o luăm noi la stână, după aia trebuie să facem tot traseul ăla înconjur, ori dacă nu, nu știu, vedem, 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 vedem. Hai că mă bag. Hai că se bag. Cum a stat apa? Da. Din toată valea asta aici, băi, chiar așa. Deci apa asta aici, dar fii atent că e o gaură aici. E zona inundabilă. Asta aici, uite, are drum direct spre gârlă. Vara, se înțelege acum un an. Și acum un an n-am fost aici. O vorbim și de acolo. Avem pe unde să coborâm? O luăm roată, hai.
scaur aici. Ionule. Asta e zona asta lor, ceva. Ia zic că zona asta e altceva aici. Ia zic că mai trebuie să mergem. Da, am ajuns să se va opri. Eu am zis că mai e de mers până aici, știi? Eu am zis că e altceva aici. Grijă că e abrupt! Unde-i ăsta? La a, da? Păi de unde l-a adus? Ce că e barcă de aia de rădit. Aici ce interesant așa. Aici a fost noi la gârlă și săreau pești. Aici săreau pești. Da. Aveți curaj? Au rămas sus acolo. Ce? Uite cum curge pe un fir aici. Da. Nu, asta e toată. Atât a rămas. Atât a rămas, da. Da, și când o veni? Aia, aici se umple. Vine până acolo sus. Pe acolo, pe unde am trecut eu, pe acolo, când vii, te duci cu partea aia, cu colibașul. Nu mi se pare. Poți să o iei pe ăla, așa, am coborât noi, știi, abrupt, așa. Ia, hai până acolo. Care, mă? Pe malul ăla. Pe acolo, am acolo mai mult atunci? Ia, vine ăla, coace. Haideți pe acolo, așa, acolo. Ia asta, nu putem să o numim pe aici? Pe aici am fost, mă, da, 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 mă, da. Haide, pietrele astea. Mamă, ce rău e pe aici? O grămadă de bolovani. Run. Why are you running? Why are you running? Hai, bă! Hai pe coterță! Am luat așa de aparatură! Cum o las sigur el așa? Dar treaba e că m-am uitat după a tău și a mea o luase în cor! A plecat la valea meu!
Da, hai pe acolo. Nici să ajungem. Nu știu dacă mijia l-am găsit. Pot să mai strig așa ceva? O da mijiană! E melodia aia. O da mijiană și-un pahar și-un lăutar. Aș petrece așa până la ziua. O da mijiană. O damigiană și-un pahar. Iată damigiana. O damigiană și-un pahar. Aoleu, am luat aia. Am luat-o să beu. Aș bea, dar nu mai pot. Aș bea, dar nu mai pot. Oile. Oaia, oaia, oaia. Hai să o ciordim. Hai să bem un păhărel. Nu. Ia uite ce am găsit. Colecție. O da mijiană și un pahar. Originală? De ce? În apă cu ea. Ce nu știu eu? Din asta a băuște face urmă. Ce nu știu din ce e sunul ăsta? Lasă-o mai zis. Eu uite-mă cum s-a dat. Avea de la, știi? Mă, dar cum e? Nu ele, de alea care țineai cu unii. Da, da, da. Avea coșul. Ce să faci cu ea? E bună. Și ce faci? Tu vezi că oile o iau pe aici, fix pe lângă. Da, Amir, nu s-au scăpat oaie aici? Auzi, bă? Câte sunt ele în turm? Mai curge, mă. Da, mă, curge. Cum e pește aici, mă? Ies, tu știi cum sare în sus. Da, e pe aici. Că nu poate sare în jos. Ia uite recoala de ala la ta la fac. Pe acolo ai pierdut, mă, te ia? Da, pe acolo. Da. Auzi, o luăm acolo. Hai să o luăm pe acolo, ești la manuale, nu? Și... Acolo bun. Mă rog, o holim pe la oil ăla, o luăm pe malul ăla, așa și ieșim acolo, la stâna ăla. Pe acolo m-a prins pe mie, exact, pace, pace. Uite câine. Dar unde e mai mare acolo, sână, cum să aibă. Acolo era mâncat, nu mă mai plimb. Hai să o pun undeva, poate mai găsesc. O damigiană și un... Nu, că vreau să o mai găsesc data viitoare. Ia-o bă tu acasă, mă, Nicolas. Unde s-o las? Așa, pare ca băut cine-a s-a îmbătat. Aș be, dar nu mai pot. Și aici, o haină, cea. Pare cine-a s-a îmbătat, s-a îmbătat cine-a. Dar ce-i măia care s-a? Pe. E peșul mai mare. Ia, fii atent. Jacu, de câte-i lansat? Vreau pe iure. Gata. Data viitoare vedem dacă o mai găsim. S-au filmat si inapoi. Deci este ce am făcut în vlogul trecut. Acum două vloguri. Reverse, așa.
ce aici? E noroi mare aici. Ba marge, cred. O iei pe o urmă de asta. Că treci. Am trecut de ce a fost mai greu. Acolo se bagă pe sub ăla. Gata, ăla-i. E o gaură în beton acolo. Am ajuns, băi, băiatul, de ce e acolo? Da, hai! Hai, mai punem și... finalul, că începutul tot îl pusei. O plimbare așa, de tomnică. Asta a fost. De tomnică, așa a fost. De toamnă, timpurie. Toate gătare, dar toamna asta ne-a luat cam tare. Bă, nu prea am ce să fac cu zăpezele alea.
doar să mă ferez de el. Adică dacă vin pe aici, drumul ăsta e blocat, hai că încolo trec, că de, poate trec, știi? Dar... Doar să iau pe câmp, să fie înghețat. Fie înghețat, știi? Aici îți dai seama, dacă vine viscolul, cum bate pe direcția asta nord-sud, adică cum e drumul ăsta, așa, așa bate vântul și aduce zăpada, e cam morțani. Adică, da, uite, zone cum e ăsta aici, vine zăpada, e depusă după ăștia, știi? Se văd troienele alea mari. Atunci îmi pare rău iarna trecută, dacă pot să zic așa, că nu a fost zăpadă cine știe ce, dar a adus-o vântul mult. Au fost, dacă o dat, 10 cm zăpadă. Dacă o dat. Dar a fost viscolită și au format troiene mari, de jumătate de metru. Mai mari de jumătate de metru. Un metru, un metru și în unele zone. Și pe aici bănuiesc că nu era chiar așa mare. Dacă o luam pe acolo, deci da, iarna viitoare sau peste 3 luni mai exact ne plimbăm prin viscol pe aici. Da, băieți, cam atât a fost și cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Noi ne mai să vedem cum ne mai organizăm, să mai ieșim. Nu știu dacă ne mai strângem chiar așa mulți. Dificil în perioada următoare, dar nu știu, vedem. Gata. V-am salutat. Bye!